Debut de săptămână cu vreme deosebit de caldă pentru această perioadă. Ne apropiem de cea de-a doua decadă a lunii ianuarie, iar afară este mai degrabă vreme de primăvară decât mijloc de iarnă. De maxime pozitive putem vorbi aici, în sudul țării, până în jurul datei de 21 ianuarie, pentru că după această dată temperaturile vor începe să scadă ușor și treptat până la 4-5 grade. Chiar și așa, tot va fi prea cald pentru un sfârșit de ianuarie. În ceea ce privește ziua de marți, la Giurgiu vremea rămâne caldă. Scăpăm de ceață și burniță și ne bucurăm de o zi însorită, fără prea mulți nori și cu o maximă de 10 grade Celsius. La Bolintin, Vale, Mihăileș și Ghimpați, termometrele vor indica 8 grade Celsius. La Hotarele și Izvoarele 9 grade, iar la Comana și Giurgiu 10 grade Celsius. Vântul va bate cu o viteză medie de 13 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 763 mm coloană de mercur, iar umiditatea 71%. Apele Dunării sunt în creștere cu 2-8 cm, cota probabilă 53 de cm.